Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Nicoleta Burlacu, psihoterapeut, terapeut relațional Imago și vorbim despre jurnal de cuplu, primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație de Herville Hendrix și Helen la Kelly Hunt, o carte publicată în colecția Pas în 2, colecția de terapie de cuplu din portofoliul editurii Herald. Iată o nouă carte a lui Herville Hendrix, am putea spune noi un ghid sau un manual care a ajutat milioane de oameni să aibă relații fericite și împlinitoare, fiind recomandat în fiecare zi, iată, de terapeuții profesioniști și de cuplurile fericite din întreaga lume. Nicoleta, ce înseamnă de fapt dialogul Imago pentru cei care nu sunt familiarizați cu această tehnică, cu această metodă, cu această formă de terapie? Care sunt principiile de bază, principiile de funcționare și instrumentele prin care, iată, funcționează dialogul Imago și cât de mult ne ajută această carte sau, în general, cuplurile, partenerii de cuplu? Bună ziua! Terapia Imago este, așa cum îmi place să spun, un stil de viață. În momentul în care începi să-ți iei doza de Imago în fiecare zi, este ca un drog și devine un stil de viață pentru că îți place ceea ce faci și îți place ceea ce auzi și îți place ceea ce spui partenerului tău. Terapia Imago se bazează pe trei stâlpi foarte importanți, fără de care, practic, Imago nu poate fi susținut, și anume oglindire, validare și empatie. Și o să spun un pic câteva cuvinte despre fiecare. Oglindirea este ceea ce, așa cum și spune Imago, da? Este o imagine în oglindă a ceea ce îmi spune mie partenerul. Adică dacă eu îi transmit ceva partenerului meu, el trebuie să redea cu aceleași cuvinte, fără a interpreta ceea ce eu am spus sau fără a își aduce aportul în ceea ce am spus, prin interpretarea cumva experienței din copilărie, da? Cât mai aproape de ceea ce eu am transmis. Da? Asta înseamnă oglindirea, da? Și numele spune, da? Oglindirea, adică ceea ce spun eu trebuie să-mi spui tu în oglindă. Și cel mai bun exemplu, cred că ar putea fi, nu știu, dacă eu îi spun partenerului meu, nu știu, astăzi mi-a plăcut foarte mult că ai fost foarte implicat în casă, da, m-ai ajutat cu diverse treburi. El ar trebui să-mi spună, înțeleg că îmi spui că am fost, că ești foarte mulțumită de faptul că eu am fost foarte implicat astăzi în treburile casei. Am înțeles bine, adică întotdeauna după ce spun această propoziție care am ascultat-o de la partener, întreb dacă am înțeles bine, pentru că uneori avem tendința de a interpreta și de a adăuga alte cuvinte. Și atunci, mintea noastră, în momentul în care îl ascult pe partener, practic se micșorează, adică drumul până la el este mult mai îngust. De ce? Pentru că eu trebuie să mă concentrez pe ceea ce spune. În momentul în care îi redau, da, ceea ce mi-a spus, să pot să îi redau cât mai aproape de ceea ce el mi-a spus. Adică mintea mea ar trebui să fie eliberată de alte gânduri și de alte, nu știu, situații sau alte gânduri, cred că, care ar putea să mă perturbe, destabilizeze sau să mă bulverseze, să nu reușesc să mă concentrez pe ceea ce a spus partenerul. Uite, în terapia Imago, unul din lucrurile foarte importante este ascultarea. De fapt, este vitală. Dacă nu ascultăm, din păcate, nu avem cum să vedem ceea ce face celălalt. Sau să, apropo de aprecieri, da? Nu poți, adică nu poți să apreciezi ceva dacă nu vezi.
dacă stai tot timpul cu ochii închiși sau nu asculți sau nu auzi. Și atunci ascultarea este extrem de importantă și trebuie să încerci să fii cât mai atent la cel care este lângă tine. Uite, eu aș veni cu o completare, ca lumea să înțeleagă foarte bine că cerem, după oglindire, cerem un soi de validare a ceea ce noi am înțeles. Și vreau să vin în completare la cele spuse de tine. Tu ai dat un foarte bun exemplu. Uite, astăzi am fost mulțumită, satisfăcută, m-am simțit atât de bine pentru faptul că ai fost implicat. Și el a reprodus exact ceea ce tu ai spus. În alte situații, noi oamenii suntem maestri, cu ghilimelele de rigoare, în a face interpretări, în a face scenarii, în a trece prin filtrul gândirii și experiențelor noastre, cum ai spus tu, din copilărie. Și eu, dacă nu aș fi cunoscut, să spunem, dialogul Imago, automat vorba ta aș fi putut să o interpretez în felul următor. Adică stai puțin, ce vrei să spui? Doar astăzi m-am implicat? Adică numai astăzi, în alte dăți eu nu mă implic? Și uite cum un lucru pe care tu l-ai spus bun, cu conotații negative, el este reinterpretat și transmis, să spunem, ca un mesaj toxic. Exact. Bun. Și în completare vine validarea, care este la fel de importantă. Da? În momentul în care eu am înțeles mesajul pe care mi l-a transmis partenerul sau partenera, în acel moment încerc să privesc situația din punctul lui de vedere și să aduc în discuție sau în mintea mea să se facă acel switch în care să gândesc că nu sunt eu. Adică în fața mea este o altă persoană total diferită de mine, total diferită de gândirea mea, total diferită de ceea ce eu am trăit, De experiențele mele din copilărie. Și atunci cumva să gândesc că există un eu și un tu și schimbăm cumva canalul, așa cum scrie și în cartea Primește iubirea pe care ți-o dorești, da? Și focusul de pe mine este pe tine, adică pe partener. Da? Și nu este neapărat să fiu de acord, deci în validare nu înseamnă că eu sunt de acord cu ceea ce îmi spui. Adică de foarte multe ori ni se întâmplă să facem această validare. Și cel mai bun exemplu este atunci când suntem într-o comunitate sau la o masă cu prietenii, da, și în momentul în care cineva își spune punctul de vedere. De obicei, în politică sau, mă rog, cu temele actuale, da? Și unii sunt pro și unii sunt contra. Și atunci eu, de multe ori, noi spunem, ok, îți respect cumva gândirea, ceea ce mi-ai spus tu este ok, din punctul tău de vedere. Dar din punctul meu de vedere, gândesc altfel. Adică nu sunt de acord. Da? Este același lucru. Asta înseamnă validare. Da? Adică îl ascult pe cel din fața mea, dar nu neapărat sunt de acord cu el. Da? După care vine empatia și văd exact ce, tot în oglindă, mă uit să văd ce sentimente sunt în spatele a ceea ce a mesajului pe care l-am ascultat. Da? Adică, de exemplu, când cineva vine la... Da, noi, de obicei, în viața asta pe care o trăim, este așa un cumul de evenimente care uneori nu putem să facem față acestor evenimente, acestor situații. Și atunci venim destul de încărcați de la serviciu, de peste zi, da? Și în momentul în care ajung acasă și vine partenerul la mine și îmi spune, nu știu, am avut o zi grea, am avut multe situații neplăcute la serviciu, tindem să dăm la o parte, adică cumva, ok, iar și-a venit să se plângă, lasă-mă. Adică eu am stat toată ziua acasă sau eu m-am dus și eu la job și am avut și o grămadă de lucruri și vii tu acum să mi te plângi, pe bune? Adică ce ai făcut? Te-ai dus la job ca și ieri, ca și alaltăieri, ca și în fiecare zi. Hai să vedem ce e în spatele acestor lucruri, pentru că dacă eu ascult un pic și îmi dau seama că acolo sunt niște emoții,
Ei, asta înseamnă empatia. Să văd mai departe de acel mesaj pe care mi l-a transmis. Și să nu vin cu interpretarea, da? În exemplu pe care l-am dat, este ascultare, oglindire, validare și empatie. Da? Cam asta îmi trebuie în momentul în care vine partenerul sau partenera mea acasă și îmi spune că a fost o zi grea. Da? Nu e suficient să-i spun, ok, îmi pare rău. Adică nu e suficient. Da? Primește iubirea pe care ți-o dorești și terapia Imago, pe lângă acești trei stâlpi, a făcut un lucru sau a adus pe piață un manual și un ghid sau un curs structurat în 12 sesiuni care ajută cuplurile să gândească diferit, să ajungă la acea iubire pe care și-o doresc. Da? Bineînțeles că mie îmi place să spun așa, că atunci când te duci la doctor, îți dă o rețetă și îți spune, în 7 zile te vindeci. Iei rețeta asta dimineața, seara și la amiază. Culmea este că în momentul în care ne spune doctorul așa ceva, adică că trebuie să luăm rețeta respectivă și să luăm medicamentele, facem fără niciun disconfort. Sau dacă avem disconfort, îl dăm la o parte. Ei, același lucru este și cu terapia Imago, doar că este un tratament pe termen lung. Nu este un tratament care îl iei 7 zile și după 7 zile ești zen și relația ta este din nou în apogeu. Nu! Acest tratament, ca și în bolile cronice, da, este pe lungă durată. Și dacă nu facem lucrul ăsta, adică ce înseamnă pe lungă durată? Cursul jurnal de cuplu are 12 ședințe. Dacă în fiecare săptămână facem câte o sesiune, practic sunt 12 săptămâni. Asta înseamnă pe termen lung. Da? Asta este minimul. Și acest tratament ne ajută să avem o relație mult mai conștientă, un parteneriat conștient. Un parteneriat în care eu ascult, nu interpretez, nu încerc să-mi aduc emoțiile mele negative în relație cu tine. Pentru că foarte frumos am citit în jurnal de cuplu, mă rog, și în Primește iubirea pe care ți-o dorești, faptul că iubirea romantică nu este la nesfârșit. Ea se termină, ea așa este concepută, să se termine. Și, de fapt, această iubire romantică să fie lipiciu dintre doi oameni imperfecți, da? Incompatibili. Da? În momentul în care această iubire se termină, vine lupta de putere. Și lupta de putere înseamnă, odată, atunci când în relație, după o perioadă în care am fost cumva cu capul în nori, am fost foarte cenzurat, pentru că asta se întâmplă în iubirea romantică. Suntem cenzurați. Și cel mai bun exemplu este atunci când cunosc pe cineva și vreau să dau bine. În momentul în care mă întâlnesc cu acea persoană, fie că sunt bărbat sau femeie, da? Mă îmbrac, mă coafez, mă aranjez și mă duc la restaurant. În momentul în care ajung la un restaurant care poate este peste nivelul meu de, nu știu, social, da? Și nu am mai fost la un restaurant, cel mai frecvent se întâmplă lucrul ăsta în restaurantele unde se servește pește, da? Nu e așa de convenabil să te duci și să mănânci pește. Dacă nu știi să faci lucrul ăsta, evident că vei găsi diverse scuze. Deși n-ai mâncat toată ziua, vei găsi diverse scuze. A, că nu mi-e foame, a, că nu vreau să mănânc astăzi, vreau doar un desert. Ce mi-e mie mai ușor? De fapt, asta înseamnă cenzură. De fapt, eu nu sunt asta. Eu vreau să dau bine în fața acestei persoane. Și îi arăt fața cele mai frumoase lucruri despre mine. Dar, de fapt, după ce trece această perioadă de iubire romantică, vine adevărata persoană în relație. Și atunci... Acolo să te ții! Acolo să te ții! Că, de fapt, acolo, eu zic așa, el s-a comportat la fel cum am comportat și eu. Adică, amabil, drăguț, mi-a promis marea și sarea că mă va iubi până la deci bătrâneți, că o să îmi facă
Păi, de împalate și că o să fiu cea mai iubită și cea... Da, ok, nu zice nimeni că nu se va întâmpla asta. Nu înseamnă că iubirea se termină. Da? Dar nu, nimeni nu poate să facă lucrul ăsta la nesfârșit. Da? Iubirea, la un moment dat, creierul nu mai poate și el să lupte cu cenzurile astea. Și atunci lasă garda jos și zice, stai, stai, că nu mai pot. Am obosit să urc pe dealul ăsta. Și atunci începem și ne dăm adevărata față, da, să zic, știi cum se, spune în popor, și-a arătat arama. Uite, asta este fața lui, ăsta e caracter, s-a dezbrăcat de caracter și așa mai departe. Bineînțeles că poate, omul ăla nu că s-a dezbrăcat de caracter, omul ăla a fost el autentic cu bune și cu rele. Dar pentru că, mai ales bărbatul, are ritualul ăsta lui de, ăsta este adevărul, de vânătoare, da? Să cucerească, eu te cuceresc pe tine, nu invers, atunci, într-adevăr, eu vin cu tot ce am mai bun, scot la bătaie tot arsenalul meu, bă, ce știu eu cel mai bine, unde excelez eu și pot să o impresionez pe ea. E, și bineînțeles că după ce trece lucrurile astea, eu nu pot să stau, eu o numesc stare de vigilență și de încordare. Eu nu pot să stau vigilent și încordat să nu greșesc față de Nicoleta, Doamne ferește, pentru că eu i-am arătat cea mai bună variantă a mea. Și dacă cumva eu o să greșesc într-o zi și o să fiu prea relaxat și o să-mi las șosetele lângă pat, o să iasă un scandal. Exact, exact. Da. Deci cam asta e cumva iubirea romantică, lupta de putere, și la lupta de putere, când ajungem în lupta de putere, avem nevoie de acest jurnal de cuplu și primește iubirea pe care ți-o dorești. Deci cele două. Orice materie și orice înveți în viața asta, înveți după un manual în care este teorie și practică. La noi, deci în situația de față, avem teoria într-un manual și practica în alt manual. Practic, aici este teoria și aici este rețeta, dacă aș putea să spun. Adică tratamentul pe termen mai lung decât cele care le acceptăm noi în viața de zi cu zi, da? Pentru răceli sau pentru alte probleme de sănătate. Și cumva, jurnal de cuplu este un tratament care ne ține imuni o viață întreagă. Adică ne crește imunitatea în relație, ne ajută să supraviețuim și să devenim, să avem un parteneriat mult mai conștient. Și să înțelegem că într-o relație, în momentul în care este lupta de putere, sunt eu cu experiențele mele și că partenerul meu nu are nicio vină, că el este la momentul ăsta în fața mea. Și de fapt, toată furia mea, toată situația în care eu mă simt tensionată este despre mine, nu despre partenerul meu. Și cel mai important lucru este să înțelegem diferențele dintre noi. Atâta timp cât nu înțelegem că suntem totuși diferiți, două individualități diferite, și vrem ca celălalt să fie după chipul și asemănarea noastră, ca să parafrazez un micuț citat din Biblie, nu face decât să adâncim și nu mai ieșim din această nebuloasă. Dragii noștri, a fost alături de noi Nicoleta Burlacu, psihoterapeut, terapeut relațional Imago, și am vorbit iată despre această frumoasă carte pe care noi am numit-o, am intitulat-o Manual pentru cuplu sau ghid pentru cuplu, pentru că avem foarte multe de învățat. O carte, aș numi-o eu și caiet de exerciții, o carte foarte, foarte interesantă, pe care ar fi bine, poate ar fi de dorit, ar fi indicat să o citească atât el cât și ea. Jurnal de cuplu, primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Herville Hendrick și Helen Lakely Hunt, o carte publicată în colecția PAS în 2 a editurii Herald. Mulțumim încă o dată, Nicoleta Burlacu, pentru informațiile extrem de prețioase. Noi, dragii noștri, ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și, ce să zicem, spor la lucru pentru cei care și-au achiziționat, cumpărat jurnalul de cuplu al lui Herville Hendrick. La revedere!